Munca de combatere a contrabandei cu țigări în regiunea de nord-est este o acțiune complexă care presupune o cooperare a tuturor forțelor polițienești din zonă, dar și din alte județe ale țării. O acțiune recentă a polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava a condus la o captură record de țigări la granița cu Ucraina pe o distanță de 80 de kilometri. A dus în Suceava, în condiții de arest, 3 bărbați pentru contrabandă și nu mai puțin de 1.120.000 de bucăți de țigare, deci la o singură acțiune și doar în 4 percheziții desfășurate în cursul zilei de ieri. Sunt lucruri cu care ne mândrim. Eu mă mândresc la microfon, cu un stick în mână și cu o prezență agreabilă cu dumneavoastră. Sunt lucruri cu care alți 10 colegi ai mei, la ora actuală, se confruntă în teren, o acțiune în desfășurare chiar în zona centrelor comerciale din municipiul Suceava, unde colegii și-au anunțat șeful de birou că au nevoie de forțe suplimentare pentru a număra, practic, țigaretele care au fost identificate. Nu vreau neapărat să... Am și prins mingea la fileu. 2 zile de milioane de țigarete confiscate, încât aproape, nu știu, alte zone într-un an de zile, normal că sunt niște mingi pe care trebuie să marchez și o fac. Ca asta miște și specific meserie, eu ca purtător de cuvânt. Însă sunt lucruri care spun multe. Spun că lupta a fost una grea, o continuăm inclusiv prin campanie de prevenire, însă devine din ce în ce mai dificilă. Lupta forțelor polițienești și a celor din parchete cu flagelul pe care îl reprezintă contrabanda cu țigări este din ce în ce mai dificilă din cauza diversificării metodelor practicate de contrabandiști și presupune acțiuni polițienești specifice de depistare și de structurare a rețelelor de traficanți. La Suceava, în cazul prezentat presei, baxurile de țigări de contrabandă au fost ascunse într-un tunel plecat dintr-o parcare de reședință către locuința unuia din traficanți. Descoperirea ascunzătorii și prinderea traficantului a presupus săptămâni de muncă a unei echipe de polițiști cu zile și nopți de filaj a rețelei până la aflarea mecanismelor de trafic și ascunderea baxurilor de tutun.